Nu știu cum să mulți facem. Bani ai dat la asociația ce e, sau? Da, 1 milion aproape. Nu, nu-i dat aproape 1 milion. Lei moldovenești? Da, nu. Uh-huh. Dar păi asta și era un fel de depozit, sau cum? Asta este o asociație de economiști împrumut din satul Denceni, în fața cărui stă Ondrea Vadim ca director și Iosif Tatiana ca contabilă. Dar și fel de asociație, din. Asociație. Și ca și cum ei promiteau că banii se păstrează și încă și cresc procente sau ceva de felul ăsta, da? Da, da. Dar de fapt mai degrabă era o piramidă financiară. Ei luau, da, ei luau în împrumut și deviau în împrumut. Uh-huh. Acum, acei care au luat în împrumut, probabil că nu o să mai întoarcă, pe și nimeni nu-i întreabă. Nu-i întreabă ce-au făcut cu banii, dacă ei sunt responsabili să-i întoarcă. Nu-i întreabă și asta e tot. Sau că asociația RC nu funcționa conform legii, că dacă ar funcționa conform legii, ar exista și răspundere. Nu, funcționa conform legii, pur și simplu acolo au fost niște escrocherii, unde erau implicați probabil și alte persoane din Parlament, poate, și nu știu. Precis nu știu, dar pare că cineva din Parlament îi susținea, că altfel ei nu s-au apucat să facă lucrurile astea. Și probabil sunt mai mulți pe gubaș ca mata. Suntem mulțișori, cam vreo 48 de pe gubaș. Uh-huh. Și te-ți-o plâns, te-ți-o șerut dosar penal, da, recuperarea banilor. Până și astăzi merge proces de judecată, pur și simplu ne poartă pe drumuri și... Dar procesul civil pentru recuperarea banilor sau dosarul penal? Li s-au deschis? Li s-au deschis dosar penal, uh-huh. Dar noi asta nu ne încălzește, nici nu ne răcește. De acord, noi, statul să-i pedepsească, a încălcat legea, dar în baza hotărârii celea penale ați putea după aceea recupera și prejudiciul, nu? Ar trebui, da, ar trebui. Uh-huh. Dar nimeni nu se stăruie să facă lucrul acesta, deoarece intenționat, în timpul, să treacă din timp cât mai mult. Păi cam cât timp trebuie? De ca 5 ani. Aha. De când ați pus bani sau de când ați început să-i cereți? De când am început să-i cerem, ne-am depus bani în 2010. Aha. De care și cum? Eu în 2010, de exemplu, i-am depus. Știți, îmi pare rău că aceștia banii care apăsăm fiorului, au muncit mult. Dar firma nu cumva mai lucrează și mai ia bani? Sau gata, s-a oprit? Nu. Acum este lichidator acolo, doamna Ursu Mariana, tot se numește ca parte vătămată. Și ea este lichidator. Uh-huh. Toate că nu face nimic. Pur și simplu nu face nimic și... Numai că nu știu dacă este lichidator binevol sau forțat. Eu nu știu dacă e așa. Dar nu s-a arestat șefii ce? Nu s-a arestat la domicilie, da. Uh-huh. Dar... arestul ăsta lui... O să spui că el nici nu există, pentru că el se duce, nu vrea, vine când vrea așa. Uh-huh. Numai așa, pe hârtie. Și am nevoie de ajutor, nici nu știu la ce să mă adresez. Am dat Ministerul Justiției în judecată, mi s-a încălcat drepturile și aici mă poate pe drumuri tot la fel, nu știu. Dar Ministerul pe ce motiv? Aveți un titlu executor și nu se execută sau că se tergiversează judecata de mult timp? Judecata, da, de mult timp. Aha. Da, și nici... Termenul rezonabil de examinare a unei cauze. Nici executorul judecătoresc nu și-a făcut treaba, mă rog. Dar ce aveți? O încheiere de punere sub sechestru sau ce? Nu, da, titlul ăla, de să se găsește. Bun, dar titlul ce ce prevede? Să vă întoarcă banii sau nu, ce prevede? Să vă întoarcă banii. Sau că aveți hotărâri de judecată. Am hotărâri de judecată. Am, neapărat. Dar ce, n-au de unde scoate banii? Ce, n-au imobile, averi, ceva să le se... Nu, ei au, dar acest hoț, ca să-i spunem așa, el din timp s-a păstrat. Adică... Toate bunurile astea le-a scris după cineva. Da, după da. Cineva. Soacra, fiorul, da. Și tot așa. Păi nu, că soacra, undeva pe neamuri. Uh-huh. Și toate acestea nu-i aparță în lui chipul, dar uh-huh. Astea pe hârtie. Dar în realitate ele sunt, ele acolo, păi poate și trăiesc acolo. Uh-huh. Asta-i. Dar pe noi ne duce pur și simplu de nas, așa, ca pe niște bâtle. Pentru că noi în fața lor nu suntem oameni. Noi ne considerăm niște bâtle și asta e problema. Eu am făcut multe adresări în diferite instanțe, în diferite instituții de stat. Nu, în schimb, nu suntem auziți, nu suntem luați în seamă. Pentru că ei se consideră că ei sunt buricul pământului. Cum vă numiți? Alexei. Alexei și gata, de la Denceni. Cum? De la Denceni sau nu de acolo? Eu nu de la Denceni, eu din satul Ulmul.
peste deal. Da, dar cineva m-a pus la cale să depun acești bani și probabil că... Complici. Deci nu știu ce să mai facem și unde să ne adresăm. Cât de mulți bani să băgați într-o asociație obscură dintr-un sat? Sincer să vă spun, am crezut în omul ăsta, pentru că eu cunosc, sunt oameni buni, sunt oameni în locul lor și eu am crezut pe dânsul. Eu nu de apropiat, nu vreau să-l spun pe nimeni, dar mi-a dat sfatul ăsta și l-am ascultat, mă rog. El tot lucrează pe schema asta cu asociațiile astea, el singur are acolo asociații unde lucrează contabil și l-am crezut. L-am crezut. Ei se știu chiar cu persoana respectivă. Să știu, să cunosc, fiindcă ei veneau și cumpărau niște animale de la dânsul și se știau bine. El nu pur și simplu cum mers la dânsul așa, să știau din stânga. Păi de mult. Și cu Ministerul Justiției tot n-ați terminat proces, că acolo legea 87 prevede termen de 3 luni trebuie să termine litigiul. Că 29 acum m-au invitat la judecat aici. La Buiucani? Aici, la Cotelecan. Înseamnă că la apel deja s-a ajuns. Și pe data 29 merge judecată la Curtea de Apel Chișinău, adică deam din partea la asociația acolo, toate persoanele care au depus bani. Și ambele ședințe sunt pe 29 în aceeași zi? Da, ambele. Da. Poate, dar ne vedem și atunci. Până atunci nu faceți vreun protest, ceva? Era bine, da, proteste am făcut noi, dar protestele astea... Nu le iau în seamă, da? Nu le iau în seamă, nu dau nimic. Dar ce o zis prima instanță, judecătoria Buiucani despre Ministerul Justiției? Vinovat, nevinovat? Nevinovat. A, da, înțeles. Oricum, dar după Curtea de Apel, mai tine că aveți decizie definitivă și vă puteți adresa la CEDO. Aveți așa plan? Da, eu, desigur, îmi doresc ca să ajung la CEDO, dacă din caz cum se hotărăște această întrebare pe loc. Acum aștept să vedem ce ori decide aici. Uhum. Apoi e la Curtea Supremă. A, este și posibilitatea de recurs, da? La Supremă. Da. Am aici niște documente, acum mi se scrie din caz că nu mă satisface hotărârea, mă adresez la Curtea Supremă. Să vedem ce ori decide acolo, apoi pe urmă vedem, poate găsim pe cineva care să ne ajute să ne adresăm la Curtea Europeană. Da, mă tine că asta e singura soluție în așa caz.